Pagini de Pateric. De la Ava Palladie. Era un nevoitor oarecare în Tebaida, pe nume Dioclit, iscusit în gramatică, iar mai pe urmă s-a dat pe sine filozofiei. Însă dumnezeiescul har l-a tras cu vremea la filozofia cea cerească. Ajungând la vârsta de 28 de ani, s-a lepădat de lume și a petrecut într-o peșteră vreme de 38 de ani. Fericitul acesta ne zicea așa: mintea, dacă se depărtează de vederea lui Dumnezeu, sau drăcească se face, sau dobitocească. Și noi, mult întrebându-l să ne spună cum se întâmplă aceasta, el a răspuns zicând că mintea, depărtându-se de vederea lui Dumnezeu, de nevoie va urma ori părții celei poftitoare și astfel va cădea în dracul care aduce dobitoceasca neastâmpărare, ori se va stăpâni de mânie, de unde se nasc pornirile neastâmpărării celei drăcești. Iar eu, grăindu-i, i-am zis: cum poate mintea să fie în chip necurmat cu Dumnezeu? Iar el zicea: în orice înțelegere sau lucru ar fi sufletul ce a aflat gând dumnezeesc și lege bine cinstitoare, după Dumnezeu este. Zisa un bătrân: omul încredințat fiind că nu este după Dumnezeu, nu are frica lui Dumnezeu. Deci ia aminte de tine, frate, cu deamănuntul, ca întotdeauna înaintea lui Dumnezeu nimic să nu faci afară de voia lui. Și chiar și ceva mic de voiești să faci, fie că mănânci, dormi sau orice alt lucru pe care îl faci, să cerci întâi de place lui Dumnezeu, celui ce vede inima ta, și să mărturisești lui pricina lucrului și atunci să faci ceea ce se cade înaintea lui Dumnezeu. Și așa, în toate lucrurile și cuvintele tale, mărturisește-te lui Dumnezeu, ca multă prietenie și îndrăzneală să ai către dânsul. Un frate a întrebat pe Avacronie zicând: ce să fac, părinte? Uitarea îmi robește mintea mea și mă ține în nesimțire până ce mă duce la păcat. Răspunsa bătrânul: când au luat cei de alt neam chivotul, din pricina faptei celei rele a fiilor lui Israel, l-au dus pe el în casa lui Dagon, dumnezeul lor. Iar atunci Dagon a căzut cu fața în jos și s-a zdrobit. Zisa fratele: ce înseamnă aceasta, părinte? Zisa bătrânul: aceasta înseamnă de vor ajunge dracii să robească mintea omului, din pricina acestuia îl târesc pe el înaintea patimii celei văzute. Iar atunci, dacă mintea se va întoarce și va căuta pe Dumnezeu, aducându-și aminte de muncile veșnice, îndată patima cade și se prăpădește, că scris este: când întorcându-te vei suspina, atunci te vei mântui și vei cunoaște unde erai înainte.